Al doilea compartiment destinat porumbeilor de reproducție din voliera campionului, multiplului campion, domnul Tomo Adrian din Filipești de Pădure Prahova, membru în cadrul CPR, este aceasta. Văd că aici ai mai puține boxe, dar mai mari parcă, nu? Sau sunt la fel de mari? Nu, sunt un pic mai mari. Câte ai? 2, 4, 6 aici, nu? 6 boxe. În total cât sunt, Adrian, la reproducție câte perechi ai? 17 perechi. 17 perechi, da. Am înțeles că asta o folosești, se mai rotești în timpul anului, nu? Cuplurile, în timpul anului și iarna, ca să nu se vadă masculul cu femeia care au fost perechi anul anterior. Ții femeile într-unul și masculin altul, nu? Da, și când îi bag, încerc, când îi schimb între ei, încerc să fie masculul într-un compartiment, femeia în altul, să nu se vadă, să probleme cu perechi. Să uite ușor unul de altul, da. Mergi pe compensații fizice la matcă? Nu. Urmărești asta vreodată? Nu. N-ai urmărit, nu? Nu poți compensezi defectul la un porumbel calitățile la altul. Da. Sau ar fi ideal dacă ai reușit să faci asta, nu? Probabil că da. Ca să nu-l tragă în jos pe la bun. Selecții la mână? Nu. Nu? Nu urmărești nimic, nu? Nu. Când îi înțar și asta, să iei la mână, dacă nu-ți plac cum arată, dacă nu-ți crescuți... Dacă nu sunt crescuți, e o problemă la mat, că nu e vina puiului. Da. Tot. Uite acolo, ce apropiere întâi, se pregătesc ouă? Are pui mic, dar e masculul mai iute. Aici ai tot așa, nu? Fii și fiice și rude, cu porumbei tăi campioni, bănuiesc, nu? Da, frați, campioni, naționali. Dacă ți se face o ofertă, de exemplu, pe un porumbel campion de al tău, ce faci? Preferi să-l vinzi? Depinde de ofertă. Depinde de cele mai de ofertă, multe ori nu? Le-am refuzat. Sau preferi să-l bagi la matcă? De obicei îi bag la matcă. Consanguinizări apelezi, Adrian? Da. Apelezi la consanguinizări? Da, da, da. Cât de apropiate? Frați. Bagi și frați între ei? Da, da. Și produci și la zbor sau nu? N-am zburat din ei, am oprit la matcă și am reprodus foarte bine. Cei mai buni porumbei ai mei, cei mai buni zburători, Serena cu 7 cupe naționale și Federer cu 5. Frați, din ani diferiți, i-am împerecheat împreună și mi-am băgat la matcă fiilor. Și din aceștia am scos campion național. Sub mâinile tale, într-adevăr, nu alte mâini. La tine în crescătorie, nu? Da, la mine în crescătorie. Sub pregătirea ta. Rezultate destul de bune și în alte crescătorii din acești porumbei. Super. Pe unde ai mai dat porumbei? Ce zone? Prahova, Argeș, București. Toamna cu ce numeric de pui încep concursurile? Zbor toamna pui? Da. Sunt elogvente zborurile cu pui pentru tine de toamnă? Majoritatea puiilor care au făcut rezultate toamna au fost viitorul crescătoriei. Aha. Dar te urmărești, de exemplu, scoți un pui toamna dacă nu-ți plac rezultatele lui? Dacă nu... Da. Nu? Da. Deci dacă vine... Să aglumeresc crescătoria, nu? Da. Dacă nu are rezultate deloc la pui... Nimic, nu? Dacă nu miște nimic, da... Indiferent de perechea din care provine, indiferent, nu? Indiferent. Am încercat și Serena și... am testat anul viitor, 2 ani, nu fac nimic în viitor. Da. Rarități când un pui zboară pro și devine porumbel de toc. Foarte rar. 1 la 100, cred. Da. Acela e un frate cu Serena, taxul generalul, locul 2 național general pui. Campion național la yarding, la palmares, frate cu Serena. Mm-hmm. Frumos. La matcă, de exemplu, câți ani îi acorzi încrederea unui porumbel până decizi dacă nu-ți place cum reproduce să-l elimini? Un an, doi, trei, câte? Cam 3 ani. Dacă cam în 3 ani nu dă niciun porumbel bun cu diferiți parteneri. Și timpul în care îl faci cu câte femele, de exemplu, dacă ai un mascul? Majoritatea timpului una pe an, n-am timp. Cel puțin una pe an, nu? Una, n-am timp să-i schimb, să scot, să... Da. I-am perecheat primăvara și așa rămâne tot anul în curs. Da. Rar ori mai faci schimbările.
Dacă ți se mai întâmplă să mai faci a doua colecție. Toamna. Da. Crezi în calitatea puiilor tardive, Adrian? Care producători sau ca zburători? Mai mult. Mai mult care producători. Mai mult care producători, nu? Fac față. Da. Mai ales dacă nu sunt mișcați deloc toamna din... Primăvara în trei etape să curăți. Da. Super. Mergem și la zburători acum, dacă vrei. Ne ofer câteva detalii acolo și despre zburătorii tăi, da? Da. Masculul ăsta... Asta e un... Cel de sus e, nu? Nu, ăla de sus e fratele Serena. Asta ala, e un foarte bun zburător. A zburat 6 ani consecutiv. Da. A fost general pui, palmares general yearling, 6 ani, a ajuns pe podiumul național de 2 ori. Taicăsul un olandez original. Merve cu Jansen. Maica sau femeia de la Stănescu plus Dobre, Emil Denisco Van Loon. Și el și fratele lui de cuiva, aceeași ascensiune de la pui general până 6 ani. Da. Dacă vrei să ne prezinți la mână vreun porumbel anume, cu cea mai mare plăcere, te rugăm. Asta e porumbița mea, cel mai bun de producător și cea asta mai bună e, zburătoare, Serena. Bun. Femela de 2013. A fost zburată ca pui, a clasat 8 etape de nopt. Deci s-a dovedit o foarte bună zburătoare și în același timp și o foarte bună reproducătoare, nu? 8 etape de nopt la pui, 85 de puncte la viteză. Ca yearling face loc un național viteză yearling, loc 1 național de mifond yearling, locul 2 național palmares viteză yearling. Câți ani ai avut la zbor, Adrian? 5 ani. 5 ani? Și ai scos ceva din ea în 5 ani? Nu prea am scos pui să zbor din ea, am protejat-o cât am putut. Da. În momentul ăla zboram porumbei la natural. Da. Frumos. Și ai băgat-o la matcă și s-a dovedit. Am băgat-o la matcă și a ieșit mama locul 1 național general pui în 2019, Nadal. Da. Locul 3 palmares viteză yearling. Bunica lui locul 1 național viteză 2021. Da. Ai, ai. Bunica la locul 9, locul 5 național viteză pui 2021-2020. Da. Frumos. Deci preferata ta, una dintre da. Frumos. Mergem și la zburători?